Buenos días, amigos, și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog. Băi, ce mai faceți, cum mai sunteți, care mai este viața voastră? Noi doar ce ne-am trezit, am făcut un pic curat în casă și o să mergem acum la o cafea cu Pain să vedem ce face Pain. Că aparent are ceva probleme cu piciorușul, cu articulațiile, cu astea, așa că o să ne vedem cu el la cafă să ne povestească ce facem și să vedem ce mai facem astăzi, băieți. Am ajuns la Pain, băieți, acum, băi, a început să plouă, băi, cât de mișto se simte, cât de mișto se aude, băi, n-aveți idee, băi, cât ador ploaia. Bă. Așa da, mă, te trezești frumos, afară plouă, îți bei cafeluța liniștit. Prea frumos, bă, prea frumos, jur. Dar ce faci, mă, băiatule, mă, stau după tine. Stau după tine atâta. Iartă-mă, frate, mă mișc un pic cam greu. Păi de ce te mișc un pic cam greu? O să explic și pe vlogul meu. Nu știu, mă, frate, ce am făcut la picior, dar cred că mi-am... Nu știu, ceva cu articulații, cu habar nu am. Te-am degetul cât un cartof, ești de bun? Deci, vezi, dacă pui, uite așa, da? Filmează așa, că nu, așa se observă. Uite acolo. Uite acolo, cât e degetul ăsta, stai. Păi poate ți-ai îndoit un pic degețelul când ai sărit coarda sau când ai făcut sport. Bă, nu știu ce am făcut, bă, omule, dar mă doare de nimic. Nu pot să fac așa cu el, gen, știi? Și ai fost la doctor? Am fost la doctor, da, mi-a dat ceva. Și ce a zis doctorul? Articulații, ceva, nu mai țin minte, stai că îl zic acum. Ai îmbătrânit, ai probleme cu articulațiile. Dar nu știu dacă e gen doar articulația în sine, cred că am umflat încât să fie doar articulația în sine, știi? Păi da. Și mi-a zis că dacă nu... Eu zic că oricum îți trece, mă, câteva zile, ce ai, ne mă, la cap. Partea ce poate să fie? Care-i? Care? Mâine am concert. Și gen, adică partea proastă, că e parte faină, dar partea proastă că nu pot eu să mă mișc, ai? Și păi și te duci, așa. Te duci, te pui pe scenă și stai așa, nu te mai miști, cânti așa, gen. Da, nu știu, să văd cum fac mâine. Să văd dacă îmi trece un picuț, că mă doare rău. Da, trebuie să calc un pic, trebuie să te calc un pic, mă. Mă, trebuie să-ți dau acum, șpiț. Acum poți să te bat, vrei să te bat? Zi, mă, vrei să te bat? Uite și o să te și lasă-mă în pace. Bă, prost ești, prost ești. Am simțit așa un impuls. Bă, așa ploaie, bă, what the fuck, bă. Nu cred că se vede pe cameră cum se vede în realitate, bă, dar e tare rău de tot. Yes! Sper să tune, să fulgere. Bă! Ce faci, fecior, te pansezi? Îți pansezi rănile? Da, bă, am găsit o poziție în care pot să-mi țin cumva degetul ăsta fără să mă doară. Ideea e că acum îmi pansez că m-am dat cu ceva cu Voltaren. Știu cum se numește. Și... Am auzit la televizor, la reclamă, Voltaren, articulații. Bă, da, dar nu știu ce dracu am pățit eu, mă, omul lui Dumnezeu, că nu înțeleg ce s-a întâmplat la mine. Păi, dar strânge, mă, acolo, ca lumea. Încerc, că nu așa e o durere de articulații. Băgam ea și pula cu ieși soarele. Okay. Hai că poți, am încredere în tine că poți. Poți, ești the champion. Ești balaur, ești regele lor. Ești regele degețelelor. Degețica. Tu ești degețica. Să moră de nu te trec în telefon, degețica. Tank. Degetus bionicus. Wow, ce mă doare, mă, omul lui Dumnezeu. Eu nu mai pot, ești nebun. Mă doare și când stau, aia e problema. Ești bărbat? Ești bărbat? Bărbat. Bun, băieți, ne-a venit și mâncarea frumos. Bă, i-am dat la Pain un crocs de-a meu, că nu putea să se încalce. Și am rămas așa ca de la Lelens. Și după ce mâncăm, o să îl duc la spital. Da, merg să-mi fac o radiografie, că mă doare rău de tot. Și când stau, și când stau în pat. Imaginați-vă că eu nu mă trezesc niciodată la 7 dimineața, că nu e nevoie să mă trezesc la 7 dimineața. Eu tot timpul filmez gen când se trezește lumea din cartier, gen prietenii mei, tovarășii mei. Și tot se trezesc destul de târziu, gen după ora 10, 11, 11 cam așa. Băi, și m-am trezit la 7 dimineața cu o durere insuportabilă. Și na, am zis hai să mai stau puțin, m-am dus să văd exact care e situația. Da, mă, bine. Da. Și o să mergem după ce mâncăm să ducem la MedLife, la spital. N-am mai fost la un spital, bă, cred că de când eram eu mic, bă, și clinică. M-am tăiat la picior. Clinică? Da. Clinică, spital, tot aia. Unde-s doctorii spital, nu? Ce faci? Bun, băi, am ajuns la spital, am parcat aici undeva, dar nu pot să ies, bă, de pădurea asta aici, nu la cap. Blocat. Ce mă aud atât. Bravo, patroane. Bravo. Mă ia cu depresie când intru într-un spital sau într-o clinică de asta, efectiv, mă simt așa. Mă simt bolnav. Dar
Bun, băieți, deci aparent am venit degeaba, pentru că băieții nu fac radiografii și de-astea, dar de ce nu fac? Ha? Nu știu. Da. Păi și ce facem? Unde mergem? La altă clinică, nu? A, da. Afară plouă, bă. Ce bine mă simt, bă, băieți, când plouă afară, când... Mamă, ce bine, îi jur. Bun, băieți, deci pe ei n-am mai sunat la toate spitalele de aici din București să-și facă radiografie, dar aparent nu ai voie, adică nu ai cum să-ți faci radiografie, da, dacă nu ai de la recomandare medic. De la medic, da. Asta este. Asta este. Eu zic să mai reziști așa un pic două zile. Da. Și vezi după aia dacă îți trece. Da. Nu? Da, ce să fac? N-am altă variantă. Bun, băieți, am venit acasă, ne-am spălat frumos, ne-am schimbat, ne-am aranjat pentru că continuăm drumul, continuăm aventura spre spital, pentru că Payne îl doare tot mai tare și vrea să-și facă radiografia aia, să vadă dacă poate să meargă mâine la concert sau nu. Am venit să mă schimb și eu frumos, poate găs și o doctoriță pe acolo, o asistentă, ceva frumos, m-am bărberit pe alea. Bun, hai să mergem. Bun, dragul meu prieten Payne, te-am adus, te-am parcat fix în față, la spital. Acum vin. Hai să vedem, băieți, dacă găsim o doctoriță bună. Bun, băieți, am intrat în spital. Mersi de mască, frate. Ia dacă ești tu și că eu tot o scuzez de mască. În picioare stăteam. Stau. Mă simt mai safe acum, mă simt mai clean, mă simt mai... Bun, băieți, după 3 ore puternice am revenit aici. Aparent are doar o contuzie pe acolo la degețel, o să-i treacă dacă... Da, ideea e că am vrut să vin să-mi fac aceste analize, deoarece mâine am concert și voiam să știu, bă, dacă e ok să merg la concert sau nu. Da, deci aparent e ok, dar să nu te mișc prea mult. Da, exact, da. E ok, dar să nu mă mișc prea mult și trebuie să stau cu piciorul în timpul liber, zic așa, mai sus cumva, da, decât corp. Deci, dragul meu prieten, prin această ieșire ne-a costat. A costat destul de mult, 600 de lei aproape. 600 de lei. Cam 600 de lei aproape, da. Da, pentru o radiografie la DGT. Nu, doar consultație, radiografie, analize. Ce analize, mă? Mi-a luat tensiunea, în fine. Da, în fine, 600 de lei, da, aici. Și cam atât a fost despre și cu acest vlog. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, dați like. Vă abonați și la Luca. Vă abonați la Luca. Mă doare degețelul. Și, da, ne auzim în vlogul următor. Bye, bye.